știrile B1 TV, mergem chiar acum la Primăria Capitalei. Tocmai ce a început comandamentul pentru situații de urgență. Primarul general Gabriela Firea va anunța ultimele măsuri pentru siguranța populației și, foarte important, ne va anunța dacă și mâine se suspendă cursurile în capitală. Pentru că, iată, avem avertizări din partea meteorologilor, nu scăpăm de vremea rea nici în orele următoare. Meteorologii vorbesc de un al doilea ciclon care va lovi partea de sud a țării în doar câteva ore. Așadar, autoritățile sunt în alertă. La această oră este convocat la sediul Primăriei Generale a Capitalei un comandament pentru situații de urgență. Urmărim ce se întâmplă acolo. Înainte de a intra în această ședință extinsă, în cadrul comandamentului de iarnă, am avut un comitet operativ în care am analizat informațiile de ultimă oră pe care le-am primit de la ANM prin doamna director Gabriela Băncilă. Am studiat cu foarte multă responsabilitate toate aceste informații pentru zilele următoare și împreună cu domnul prefect, cu domnul inspector școlar general și cu toți colegii noștri care răspund de situațiile de urgență, am luat împreună decizia ca toată săptămâna școlile să fie închise și mă refer aici la grădinițe, școli și licee, firește din sistemul de stat. În ceea ce privește unitățile de învățământ private, acestea își vor putea anunța propriile decizii către părinți și rugămintea ar fi să le facă publice în această zi pentru ca toată lumea să fie anunțată și fiecare familie să știe să aibă aceste informații pentru a gestiona această perioadă cât mai bine cu putință. Vreau să fac câteva precizări. Sunt și eu părinte, am fost și eu mamă tânără și știu ce înseamnă să nu te descurci într-o astfel de situație, dar cred că trebuie să dăm dovadă de omenie și de solidaritate, să ne ajutăm între noi și să nu mai punem problema că nu avem ce să facem cu copiii pentru că sunt școlile închise. Doamne ferește, dacă un copil este bolnav, ce facem? Ne supărăm pe autorități că trebuie să-l ținem câteva zile acasă pentru a se face bine? Înțeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum să se descurce în această perioadă cu copilașii, dar, în primul rând, cred că școlile sunt deschise pentru educație și nu doar pentru îngrijire și supraveghere. În primul rând, mergem cu copiii la școală să-i educăm, nu să-i supraveghem. Repet, încă o dată, îi înțeleg pe acești părinți, dar îi rog să găsească soluții în familie, printre prieteni, printre cunoscuți, astfel încât să-și protejeze copiii și să nu-i lase în ger, în viscol și în însori abundente, doar pentru a-i trimite undeva cât timp sunt la serviciu. Cred că este o măsură și legală, și responsabilă, și va fi înțeleasă de toată lumea. Nu facem altceva decât să-i protejăm și pe copii și chiar și pe profesori, mai ales în această perioadă în care oricum se înregistrează un vârf de viroze și de gripe. Pentru cazurile deosebite, pentru situațiile extraordinare în care o familie chiar nu găsește o soluție pentru a trimite undeva copilul cât timp se află la serviciu, având în vedere că grădinițele, școlile și liceele sunt închise, venim în ajutor și vă rog să ne transmiteți această solicitare de sprijin la numărul nostru verde, telefon gratuit 0800 8868, și Primăria Generală, prin Direcția Generală de Asistență Socială, cu ajutorul primărilor de sector, și le mulțumesc domnilor primari de sector, vom găsi soluții punctuale pentru acele situații, cazuri de familii care nu au găsit pe nimeni din familie care să supravegheze copiii, ori un prieten sau o cunoștință. Facem acest gest, acest pas, tocmai pentru a demonstra încă o dată că ne pasă. Ne pasă de toată lumea și subliniez încă o dată, nu toți copiii ajung la școală cu mașina încălzită a părinților. Cei mai mulți ajung ori cu mijloace de transport în comun, ori pe jos. Și așa cum veți vedea din informarea
pe care ne va transmite doamna Gabriela Băncilă, lucrurile nu arată bine pentru toată săptămâna, inclusiv weekend. Va fi în continuare ger, chiar dacă în termometre se vor arăta 8, 7, 8, 9 grade din cauza suprapunerii cu vântul, cu viscolul, se vor resimți în mod real 18, chiar minus 20, minus 22 de grade, așa cum veți afla de la doamna director. Repet, nu ar fi corect, nu ar fi înțelept, nu ar fi responsabil să deschidem mâine dimineață școlile, să se reînceapă cursurile, când în continuare va fi gernă praznic, viscol și în continuare zăpadă a locuri abundentă. În București se va ajunge la un strat de circa, să spunem, în unele locuri și 35 de centimetri, iar toate aceste efecte ale iernii siberiene, cum au denumit-o unii dintre specialiști, trebuie să fie remediate, astfel încât lunea viitoare, cu adevărat, să se reînceapă școlile, iar cursurile să fie, bineînțeles, pregătite și dimensionate pe toată perioada anului școlar pentru a fi recuperate. Am mare încredere în cadre didactice că înțeleg această măsură și că vor recupera împreună cu elevii aceste ore pierdute în această săptămână, dar ar fi fost mult mai grav să începem școlile, copiii să se îmbolnăvească și pe urmă ar fi stat săptămâna următoare acasă, cei mai mulți dintre ei. Aș vrea de asemenea să fac o precizare în ceea ce îi privește pe studenți. Așa cum știți, există autonomie universitară, fiecare facultate, fiecare universitate și a propria decizie pentru următoarele zile ale săptămânii. Rugămintea este de asemenea, ca și pentru învățământul particular, să anunțe pe parcursul zilei de astăzi, astfel încât toată lumea să fie bine informată și să își gestioneze cât mai corect și mai eficient aceste zile de iarnă grea. O rog pe doamna Gabriela Băncilă, director ANM București-Ilfov, să vină cu toate informațiile meteo pentru următorul interval de timp, inclusiv sfârșitul săptămânii. Bună ziua tuturor! Până la a vorbi despre ceea ce urmează a se întâmpla pe parcursul următoarelor ore, aș vrea să stabilim câteva repere, având în vedere intervalul de ieri dimineață până în această dimineață. Pe parcursul zilei de ieri seară, în zona capitalei, s-au înregistrat intensități maxime ale vântului la rafală, ce au atins 65-68 de km pe oră. A nins cu precădere în orele serii. Până la această oră, măsurăm o grosime variabilă, semnificativ variabilă a stratului de zăpadă, cuprinsă în general între 5 și 20 de centimetri. Pe parcursul zilei de ieri, temperatura nu a trecut de minus 8 grade, iar valorile termice înregistrate ieri în capitală, asociate cu rafalele de vânt, au determinat o temperatură reală resimțită în jurul a minus 25 de grade Celsius. La această oră, de exemplu, înregistrăm la stațiile meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie minus 8 grade în termometre, asociate cu intensificări ale vântului în jurul a 40, 45 și trecător 50 de km pe oră, înseamnă o temperatură reală resimțită în jurul care variază între minus 15 și minus 20 de grade. Ei bine, la această oră, în urma mesajului emis de către Administrația Națională de Meteorologie la ora 10, capitala se află până în această seară la ora 18 sub incidența unei atenționări cod galben și asta pentru că va continua să ningă, se vor mai depune în jurul la 3 cm peste stratul de zăpadă existent deja, iar vântul va diminua treptat în intensitate, cel puțin acum, în orele amiezii, existând încă posibilitatea, așa cum de altfel se întâmplă afară, de transport și viscolire a ninsorii. Pe parcursul nopții ce urmează, se menține
codul portocaliu de ger, cod portocaliu de ger valabil și pentru ziua de mâine, dar Administrația Națională de Meteorologie a emis un al treilea mesaj, atenționare cod galben pentru zona capitalei, începând din această noapte de la ora 23 și până mâine seară la ora 23. Această atenționare cod galben, care se suprapune pe cea cod portocaliu de ger, vizează ninsorile abundente asociate cu intensificarea vântului, care vor determina pe parcursul nopții ce urmează și al zilei de mâine depunerea unui strat nou de zăpadă peste cel existent. Pentru noaptea ce urmează apreciem o grosime în general cuprinsă între 5-10 cm pe parcursul zilei de mâine, când treptat ninsoarea va diminua, așa cum s-a întâmplat și astăzi, în jurul a 6-8 cm, motiv pentru care mâine după amiază, mâine seară, când intensificările de vânt ce se vor resimți din plin mâine dimineață și în prima parte a zilei la viteze în jurul la 45-50 de km pe oră, va slăbi semnificativ în intensitate mâine după amiază vântul, dar va continua să ningă și până mâine seară, așa cum spuneam, apreciem înregistrarea unei grosimi totale în medie a stratului de zăpadă, cuprinsă între 20 și 35 de centimetri, dată fiind intensificările de vânt ce vor continua și pe parcursul dimineții de mâine, ceea ce va asigura o distribuție neuniformă a acestui strat de zăpadă. În tot acest interval, precizam că se menține în vigoare avertizarea cod portocaliu de ger și în condițiile intensificărilor de vânt, chiar și la intensități de 40-50 de km pe oră, net mai scăzute față de ceea ce am înregistrat pe parcursul zilei de ieri, apreciem că mâine, în condițiile unei temperaturi măsurate în termometrele stațiilor meteorologice în jurul a minus 7 grade în orele amiezii și minus 15, minus 14 grade dimineața, când va fi și intensitatea maximă a vântului, temperatura reală resimțită să fie cuprinsă între minus 15 și minus 20 de grade, temporar mai scăzută spre minus 22, minus 23 de grade. Ei bine, după ce va expira valabilitatea acestui al treilea mesaj cod galben de ninsoare pentru zona capitalei mâine seară, se va menține în vigoare codul portocaliu de ger, iar pe parcursul zilei de mâine Administrația Națională de Meteorologie va actualiza și aceste informații, pentru că diminețile zilelor de joi și vineri, 1 respectiv 2 martie, vor fi în aceste dimineți, se vor înregistra atât în zona capitalei, cât și în mare parte din țară, cel puțin de aici, din regiunile sudice, cele mai coborâte valori termice, valorile temperaturii aerului din tot acest interval, și asta pentru că cerul nu va mai fi acoperit de nori, va fi senin și temperatura foarte probabil că va coborî în dimineața zilei de joi spre minus 15, minus 14 grade, chiar mai jos, la periferia orașului, în jurul a minus 18 grade, pentru că în dimineața zilei de vineri apreciem în momentul de față o temperatură minimă de minus 19, minus 16 grade, mai coborâtă din nou la periferia orașului, în timp ce la mijlocul acestor două zile la care am făcut referire, temperatura să nu fie mai ridicată de minus 7, minus 6 grade, deci în continuare valori termice atât
atât noaptea cât și ziua, apropiată de temperaturile extreme ale acestei perioade. Aș vrea să, înainte să închei, să menționez că toate aceste informații privind evoluția fenomenelor meteorologice în capitală, dar și atenționările și avertizările meteorologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie, le găsiți pe site-ul ANM, meteoromania.ro, și le actualizăm în fiecare zi în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Mulțumesc, doamnei director ANM București-Ilfov, Gabriela Băncilă, și aș dori să rețineți faptul că acele valori minime, -20, -22, -23 de grade, vor fi ziua, dimineața, deci nu noaptea, pentru că am văzut și aceste comentarii, ce dacă noaptea sunt -20 de grade, ziua sunt -8, -9 sau -10, și anume suportabil. Nu este așa, pentru că a explicat foarte bine, doamna director, că suprapunându-se gradele cu minus peste vânt, automat se resimte o temperatură mult mai scăzută. Așa cum s-a precizat puțin mai devreme, de la minus 15 până la minus 22, minus 23 de grade în timpul dimineții, exact când elevii ar trebui să meargă către școli. Îl rog pe domnul prefect al municipiului București, Adrian Petcu, să intervină, și se pregătește domnul inspector general școlar Florin Dixandru. Mulțumesc, doamnă primar general, domnilor prefecți. Legat de avertizările meteo care sunt în vigoare și care afectează și municipiul București, vă pot informa că rămâne activat în continuare pe toată perioada de valabilitate a codurilor Centrul Municipal de Coordonare și Conducere, care se desfășoară activitatea la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de unde monitorizăm și sprijinim toate activitățile acolo unde este cazul. În ceea ce privește unitățile de învățământ, având în vedere informațiile primite de la meteorologi, dar și realitatea de afară, am susținut propunerea venită de la Inspectoratul Școlar General, pe care am considerat-o binevenită. Imagini în direct de la sediul Primăriei Generale a Capitalei, doamnelor și domnilor, acolo unde la această oră s-a întrunit Comandamentul pentru Situații de Urgență, condus de primarul general Gabriela Firea. Avem vești pentru părinți, pentru elevi. Toată săptămâna cursurile în capitală vor fi suspendate. Toate unitățile de învățământ de stat nu vor funcționa. Vorbim aici despre grădinițe, școli și licee. De asemenea, au fost găsite și soluții pentru părinții care nu au ce să facă cu copiii în această perioadă, pot să apeleze un număr de urgență și vor fi găsite, spuneam, soluții de către reprezentanții primăriilor din București. Ca un bilanț a ceea ce s-a întâmplat ieri și astăzi în București, am avut un vânt foarte puternic care a suflat la rafală cu 65-68 de kilometri pe oră, un strat de zăpadă cuprins între 5 și 20 de centimetri în București, însă ceea ce este mai grav de-abia de acum vine, pentru că până la ora 18 avem în vigoare un cod galben de ninsori puternice, se vor mai așeza alți 3 centimetri de zăpadă la stratul deja existent. La noapte și mâine avem un cod portocaliu de ger, iar un al treilea mesaj din partea Administrației Naționale de Meteorologie a fost emis în urmă cu foarte puțin timp. De astăzi, de la ora 23 și până mâine la ora 23, avem în vigoare un cod galben de ninsori și intensificări ale vântului. Așadar, până mâine seară ne așteptăm ca stratul de zăpadă să ajungă la 20-35 de centimetri. Vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă la Primăria Capitalei. Vă prezentăm și situația din restul țării, pentru că drumurile din țară sunt practic paralizate de viscol. Zăpada și vântul au dus la închiderea 22 de drumuri naționale și 55 de drumuri județene. Situația este disperată în județul Călăraș, de exemplu. Acolo toate cele 7 drumuri naționale sunt blocate la această oră. Între timp, pe restul șoselelor se circulă cu greu, iar șoferii se tem că vor fi nevoiți să aștepte ore întregi în frig. Diana Bone se află pe drumul național 4. O să mergem imediat la Diana. Vreau să urmărim un material legat de acest subiect. Viscolul venit la finalul lunii februarie a blocat aproape
complet România. Cele mai mari probleme sunt la ieșirea din țară. Nu se circulă pe drumul național 5 care leagă capitala de Giurgiu. Zeci de tiruri care se îndreptau spre graniță au fost forțate să tragă pe dreapta și au așteptat ore întregi ca autoritățile să-i lase să treacă. Nimeni nu știe nimic. Vreau să intru în parcarea asta aici la stația de benzină, dar văd că nu... De cât timp stați aici în intersecție? 3 ore jumate. Probleme sunt și pe autostrada Soarelui, unde din cauza viscolului, mașinile de dezăpezire nu pot acționa. Autostrada Soarelui rămâne închisă. Aseară la ora 20, șoferii deja nu au mai fost lăsați să înainteze pe autostrada Soarelui, iar oamenii legii stau aici pentru a informa pe șoferii că drumul a fost închis. Nu este singura autostradă închisă, și A4 a fost închisă circulației publice, dar și aproximativ 30 de drumuri naționale. Printre drumurile închise se numără legăturile dintre Roșiorii de Vede și Furculești, precum și drumul care leagă localitățile Alexandria, Viișoara și Zimnicea în Telorman. În județul Călăraș, niciun drum județean nu mai este deschis circulației, iar în Giurgiu, circulația a fost oprită pe DN5, DN5A și DN5B, dar și pe drumul național 41, pe tronsonul Dăița-Căscioarele. În județul Constanța nu se poate circula între Murfătlar și Ostrov. Probleme sunt și pe drumurile naționale care tranzitează localitatea Ovidiu. În județul Tulcea, două dintre tronsoanele de legătură cu județul Constanța sunt blocate. Iar în județul Ilfov, circulația este restricționată la limita cu județul Călăraș și tronsonul Popeș-Leordeni-Frumușani. Probleme mai sunt și pe 4 drumuri naționale din Ialomița, pe tronsoanele care leagă Drașna de Slobozia și Fetești, dar și pe DN2A și DN3B, Fetești-Chirana. Și drumurile județene au fost închise în partea de sud a țării. Cele mai multe rute restricționate sunt în Olt, unde 12 drumuri județene au fost închise. Acesta este urmat îndeaproape de Telorman, cu 9 drumuri județene închise, iar în județele Constanța și Tulcea sunt câte 6 tronsoane blocate. Da, și vă spuneam, colega mea Diana Bone se află pe drumul național 4, drumul care face legătura dintre București și Oltenița. Diana, care este situația acolo? Bun găsit! Bun găsit! În aceste momente nicio mașină nu poate trece dincolo de afișul din spatele meu, drum înzăpezit. Am văzut foarte multe echipaje de poliție care redirecționează participanții la trafic care trec prin această zonă. De asemenea, am traversat toată centura de sud a capitalei, cei drept se circulă foarte greu. Zăpada este, iată, aruncată efectiv pe tronsonul de drum, iar centura Bucureștiului arată mai degrabă ca o uliță, în niciun caz ca o centura unei capitale. Mai mult decât atât, vă pot spune că nicio mașină nu se poate îndrepta, iată, în aceste momente spre Oltenița, pentru că drumul este oprit, este troienit. Vedem foarte multe troiene de zăpadă. Șoferii spun că nu au aderență, nu pot înainta pe drum, și de asemenea pot să vă spun că am văzut și o serie de echipaje de dezăpezire, am văzut sărărițe și de asemenea pluguri. Cei drept, activitatea celorstora pe centură și pe drumurile naționale este în vană, pentru că vântul suflă cu mare putere și toată zăpada este viscolită înapoi pe carosabil, ca și când pe acolo niciodată nu ar fi trecut un echipaj de dezăpezire. Așadar, cei de la rutieră ne-au spus că îi încurajează pe șoferii care urmau să plece la drum să rămână, iată, acasă, sau să găsească o variantă care să nu îi pună în pericol, pentru că, spun ei, fiecare kilometru drumurile naționale din sudul țării sunt un adevărat pericol în acest moment. Se derapează, este un strat gros de zăpadă dincolo de zăpada afânată de pe carosabil și pericolul pândește la orice pas, cu toate că noi ca șoferi ne asigurăm că plecăm de acasă cu anvelopele potrivite pentru iarnă și cu lanțuri. Cu toate astea, pericolul poate fi la orice pas. Diana Bone a fost în direct, imagini de pe drumul național 4 ați urmărit, și acestea nu sunt singurele probleme din trafic. A avut loc în urmă cu puțin timp
timp un accident grav, tot din cauza vremii. Un autocar care transporta 40 de elevi s-a răsturnat într-un șanț pe un drum din județul Gorj. Copiii erau elevi la un liceu din Rovinare. O să intrăm în scurt timp în legătură telefonică directă cu autoritățile pentru a ne da mai multe detalii despre acest subiect. Parcă îngheață și timpul pentru oamenii care au fost nevoiți să iasă din locuințe pe această vreme cumplită. Cel mai rău este pentru cei care așteaptă transportul în comun. În capitală, termometrele arătau minus 10 grade Celsius, la fel și în alte orașe din sudul țării. Temperatura resimțită de corpul uman este chiar și de minus 20 de grade. Și șoferii se urnesc cu greu la drum, după ce minute bune se chinuie să-și dezghețe mașinile și să le scoată din zăpadă. Cum merge treaba? Super! Dezghețatul mașinii. Super, super. De cât timp dați aici, că am văzut că mașinii s-o scoate? 10 minute. Și 10 minute. Mai e ceva. A înghețat, am văzut? Da, pe bagajul meu pot să deschid. Înseamnă că a fost destul de frig. Rafalele puternice de vânt accentuează senzația de frig, iar oamenii spun că simt cum încremenesc dacă ies din casă. Cele mai mari probleme în această perioadă le întâmpină șoferii, care în momentul în care vor să plece la drum cu mașina și le găsesc total acoperite cu zăpadă și trebuie neapărat să dea cu lopata sau cu peria. Nu mai vorbim pe lângă asta de cei care mai ales dimineața își găsesc ușile și portbagajul mașinii total înghețate. În capitală, termometrele au arătat dimineață minus 10 grade Celsius. În aceste condiții, medicii ne atrag atenția să ne protejăm, să evităm pe cât posibil să stăm în aer liber. Uite ce am pe mine. Băgat, m-am îmbrăcat ca lumea. Că ce să faci? Veni să plătim taxele. Dacă stai la 205, stai un sfert de oră. Înțepenești. Și în Craiova au fost minus 10 grade Celsius când s-a crăpat de ziua. Mai rău este că nimeni nu a curățat trotuarele de zăpadă, iar frigul le-a transformat în adevărate patinoare. Pietonii merg cu privirea în pământ de teama să nu alunece pe ghețuși. Nu se poate merge pe trotuar. Mergeți pe stradă. Păi acum ce să facem, dar pentru că trebuie să... Fie că nu mai e nimeni, nici armată, nici nimic. În fața locului am făcut, dar aici cine să facă? Nu se poate, chiar nu se poate. Am vrut să o luăm pe trotuar, dar nu se poate. Inspectorii primăriei au anunțat că vor da amenzi celor care nu adună zăpada și gheața din dreptul firmei ori din fața casei. Să aibă loc unde să vină lumea. De la ce oră faceți aici? De la 5. Nici celor care au ales să plece cu mașina nu le-a fost mai ușor. Șoferii au pus mâna pe lopată și s-au apucat de dezăpezit ieșirile din parcări blocate de munții de zăpadă. Cum vă descurcați? E greu. E greu, e frig. Ieșiți prea curând de aici. O oră sunteți. Mai puteți? Nici în centrul țării nu a fost mai bine. Deși nu se afla sub cod portocaliu de vreme rea, a nins suficient cât să le dea bătăi de cap locuitorilor. Vântul a complicat și mai mult lucrurile. Ai ieșit mai repede să scureți mașina astăzi? Da, am ieșit mai repede. Un sfert de oră. Ai ieșit mai repede să scureți mașina? Da, am ieșit mai devreme. Cum te protejezi? Cum? Cu multe haine. Dacă ieșim pe stradă, neapărat trebuie să avem mănuși și încălțăminte adecvată pentru a ne feri de degerături. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care nu trebuie lăsați să aștepte în mașină cu motorul oprit, de exemplu, în timp ce părinții sunt la cumpărături. Revenim la traficul rutier, pentru că nu se circulă la această oră pe sensul Simedia Orăștie, pe autostrada A1. Un tir a derapat din cauza poleiului și s-a oprit de-a curmezișul șoselei. Șoferul a fost rănit și a ajuns de urgență la spital. Cu toate detaliile vine maiorul Anemona Doda, purtător de cuvânt ISU Hunedoara, alături de noi prin telefon. Bună ziua! Bună ziua! O informație de ultimă oră arată că circulația pe autostrada A1 a fost reluată în urmă cu câteva minute. În accidentul produs pe autostradă pe sensul Simeria-Orăștie, la kilometrul 354, a fost implicat un autotren ce a derapat, blocând circulația pe un sens. În ajutorul conducătorului auto, care a suferit un traumatism la cap, au intervenit echipa
echipajul de prim ajutor al detașamentului de pompieri din Deva și o echipă cu medic al serviciului de ambulanță județean. În plus, pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul producerii accidentului, a fost deplasat un echipaj de stingere tot de la detașamentul din Deva. Șoferul în vârstă de 46 de ani, ce prezintă un traumatism la cap, a fost transportat la unitatea de primiri urgențe din Deva, conștient și cooperant. Alte probleme la această oră, doamna Nemona Doda, din cauza vremii, sunt incidente? Din fericire, județul Hunedoara se află sub incidența codului portocaliu, dar doar în zona montană, în zona crestelor, adică peste 1800 de metri altitudine. În general, pe drumurile hunedorene se circulă în condiții de iarnă, dar se circulă. Mulțumim foarte mult, Anemona Doda, purtător de cuvânt ISU Hunedoara, alături de noi prin telefon. Nici pe calea ferată lucrurile nu stau deloc bine. Aproape 90 de trenuri sunt acum anulate, iar cele care circulă au întârzieri de 10 de minute. Și problemele se pot agrava, avertizează cei de la CFR Călători. Se menține măsura de anulare a unor trenuri. Avem în vedere, în primul rând, eliberarea liniilor pentru facilitarea intervențiilor cu utilaje și, cu siguranță, evitarea situațiilor nedorite pentru pasageri. Sunt anulate, așa cum a spus, aproximativ 80 de trenuri. Acest număr reprezintă cam 6% din cele 1200 de trenuri ale CFR Călători care sunt zilnic în circulație în România. Pe rutele unde sunt aceste trenuri anulate, traficul de călători va fi preluat de restul garniturilor din grafice, acolo unde există această posibilitate. De exemplu, pentru București-Constanța este important ca pasagerii să știe că legătura feroviară este asigurată, se circulă pe magistralele feroviare, nu sunt trenuri blocate, se circulă cu întârzieri, pentru care ne cerem scuze și mulțumim pasagerilor pentru înțelegerea de care dau dovadă. Vremea a fost un adevărat coșmar pentru călătorii. Oamenii au așteptat cu orele în stații trenurile care parcă nu mai veneau niciodată. Trenul are deja întârziere 90 de minute. Deja, da. Adică tot crește. Ați văzut că sunt întârzieri de 10 de minute. Da. 100 de minute. Cum e așteptarea asta aici? E ciudat. Am înghețat ce să fac. Vă așteptați să aibă întârziere pentru că absolut toate trenurile... Așteptam. Știam că o să aibă. Așa-i vreme și... Cum ce vi se pare asta? Că stați aici și de atâta timp în gara. Abia veni, dar sper să nu stau prea mult, că și așa sunt bolnavă. Al Direcției Naționale Anticorupție Laura Codruța Chioveși și în mai puțin de două ore acesta va fi audiată de către secția de procurori a CSM. Vedem detalii în scurt timp. Stați cu noi, ne întoarcem. Venit în direct, a fost panică în această dimineață la Palatul Parlamentului. Un incendiu a izbucnit în zona unde se află sediul Senatului. În clădire s-a simțit miros de fum, iar pompierii au intervenit imediat. Clădirea nu a fost evacuată. Este o zi crucială pentru Laura Codruța Chioveși și în mai puțin de două ore șefa DNA va fi audiată de către secția de procurori a CSM. Ministrul Justiției, cel care a trimis către CSM raportul de revocare, a anunțat că va participa la ședința programată să înceapă la ora 14. Toader se va afla pentru prima dată față în față cu Chioveși și după ce săptămâna trecută, ne amintim, a cerut revocarea acesteia. Colega mea, Rodica Tilică, a urmărit subiectul, ni se alătură chiar acum cu toate detaliile. Rodica, bună ziua, ești în direct. Bun găsit tuturor. Este o zi importantă astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii. Este momentul în care vom vedea și vom auzi pentru prima dată care este punctul de vedere al șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, dar și care vor fi argumentele acesteia în apărarea sa. Vorbim așadar despre o audiere care va fi publică, o audiere care vine la mai puțin de 24 de ore înainte ca Direcția Națională Anticorupție să își prezinte bilanțul. Vorbim despre o audiere care cu siguranță va fi de durată și asta pentru că, dacă ne amintim, în reacția pe care a dat-o Laura Codruța Chioveși a menționat faptul că va răspunde punct cu punct tuturor afirmațiilor făcute de către Ministrul Justiției. Mai precis, vorbim despre cele 20 de puncte, cele 20 de acte și fapte, așa cum le-a numit Tudorel Toader. CSM are la dispoziție 30 de zile pentru a emite un aviz consultativ, însă decizia finală îi aparține tot președintelui Klaus Iohannis. Așadar, mai sunt mai puțin de două ore până în momentul în care va începe această ședință crucială.
Mulțumim foarte mult, Rodica. Ora 14, așadar, toate detaliile le vedeți aici în direct pe B1 TV. Mergem mai departe. Fostul deputat PSD Vlad Cosma a ajuns din nou în fața procurorilor. Cosma a fost citat la parchetul general să-și susțină plângerea împotriva procurorilor DNA Ploiești. Este vorba despre plângerea depusă pe data de 9 februarie împotriva procurorilor Giulela Diaconu, Alfred Savu, Lucian Onea și Mircea Negulescu. Fostul deputat îi acuză pe procuror de compromiterea intereselor justiției, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu și constituirea de grup infracțional organizat. Domnul Negulescu minte, așa cum a făcut dintotdeauna, și la fel cum am auzit cu toții într-o înregistrare, cred că problemele de care suferă, ne aducem aminte că îmi spunea mie și domnului Ionea, șeful DNA Ploiești, că suferă de dublare de personalitate polimorfă. Probabil că în aceste zile se accentuează aceste simptome și dacă dânsului se pare normal în continuare că a hărțuit oameni și că a distrus familii și vieți, dacă în continuare se pare ceva normal, n-am să-i răspund, pentru că este foarte greu să răspunzi la minciunile acestui om. Eu eram folosit de către domnul Negulescu în dosarele cu oameni politici. Nu era o situație în care mă lăsam folosit, era o situație în care eram obligat, constrâns și șantajat. Comisia Parlamentară de Control a Activității Serviciului Român de Informații le audiază la această oră pe George Maior, fostul director al Serviciului Român de Informații din perioada 2006-2015. Audierile în lanț au pornit după ce, ne amintim, Daniel Dragomir, fost colonel SRI, a făcut dezvăluiri în fața membrilor comisiei despre modul în care a acționat Serviciul Român de Informații. Consider că mi-am făcut foarte bine datoria în calitate de director al Serviciului Român de Informații. Serviciul a ajuns una dintre cele mai respectate instituții în comunitatea de servicii de informații occidentală și nu numai. Am venit de bună credință să răspund la toate întrebările comisiei și ne vedem și după. Alina Sorogeanu se alătură chiar acum cu toate detaliile. Alina. Bun găsit, de aproximativ o oră și jumătate, George Maior se află în fața Comisiei de Supraveghere a Serviciului Român de Informații. George Maior dă detalii despre implicarea serviciului în mai multe structuri. Știm foarte bine că numele său a fost invocat de mai multe persoane care au fost audiate la această comisie. Audierile se țin lanț și au pornit după ce Daniel Dragomir, fost colonel al SRI, a făcut dezvăluiri în fața membrilor acestei comisii despre modul în care a acționat Serviciul Român de Informații. El vorbea despre culoarele din presă și justiție, adică practici prin care SRI ar fi influențat dosoarele penale. Alina Sorocean a fost în direct. Mulțumim atât pentru această oră la fix. Gențiana Coman vine alături de dumneavoastră. Numai bine!